O elevă cu o inteligență ieșită din comun și o tânără sociabilă, așa o descriu prietenii și profesorii pe adolescenta din Ploiești, care a murit chiar la petrecerea zilei sale de naștere. Primele rezultate ale necropsiei arată că avea tulburări cardiace, dar i s-a găsit și o cantitate foarte mare de alcool în sânge. De altfel, la petrecere s-a băut mult, spun anchetatorii. Astăzi, fata a fost condusă pe ultimul drum, ar fi împlinit 16 ani. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Adolescenta urma să împlinească 16 ani peste câteva zile și a decis să dea o petrecere de ziua ei în avans. Vineri seara, ea și-a invitat acasă prietenii apropiați și au chefuit împreună până după miezul nopții. Potrivit anchetatorilor, ar fi băut și alcool. La un moment dat, fata le-ar fi spus invitațiilor că merge în camera ei să se odihnească. Nu s-a mai întors. După o oră, tinerii s-au dus să vadă ce se întâmplă și au găsit-o inconștientă. Speriați, au sunat-o imediat pe mama ei. Polițiștii au fost sesizați de către o femeie din municipiul Ploiești despre faptul că fiica sa este posibil de în apartament. Mama adolescentei, profesoară de engleză la un colegiu din oraș, nu era acasă. După ce a sunat la poliție, s-a dus la apartament să vadă ce s-a întâmplat cu copilul ei. Imediat a ajuns și o ambulanță. Am primit o solicitare pentru o tânără de 15 ani, motivul solicitării fiind o stare de ebrietate inconștientă. Ajuns la adresă, am găsit pacienta în stop cardiorespirator, începând manevrele de resuscitare și cerând totodată în sprijin un echipaj medical avansat. La locuința fetei a ajuns și auto specială de terapie intensivă mobilă. Am continuat manevrele de resuscitare timp de 60 de minute, dar acestea, din păcate, au avut un rezultat negativ. În apartament, anchetatorii ar fi găsit mai multe sticle de băutură. De altfel, necropsia a arătat că tânăra avea o cantitate foarte mare de alcool în sânge, dar ar fi avut și tulburări de rin cardiac. Profesorii au numai cuvinte de laudă la adresa ei. La clasă a fost întotdeauna un copil foarte bun, un copil cu minte, sociabil, răspundea la cerințe foarte bine, avea o gândire matură, aș putea spune. E adevărat că din când în când lipsea, avea această problemă. Totuși, în ultima vreme, ceva ciudat se întâmpla cu eleva. Începuse să lipsească mult de la școală. Din păcate, anul acesta școlar nu prea a venit la școală. A fost mai mult absență. A venit în prima săptămână și în a doua săptămână câteva zile. Din discuția cu doamna dirigintă am înțeles că mama a fost informată despre acest lucru și ne-a transmis că eleva este bolnavă. Am văzut și scutirea pe care o luase copilului. Moartea adolescentei a șocat pe toată lumea. Era o fată ordonată, trecea pe aici până în fața blocului, atâta noi știm și noi. Mie una îmi pare foarte rău, e un copil, e tânără, ea avea toată viața înainte. Ce să vă zic, e tragic. Medicii nu au găsit urme de violență pe trupul fetei.